el e un conducător de biserică. Ziua își câștigă existența ca pescar, iar seara se ocupă de adunări și îndatoriri. Adesea are probleme cu semnalul de internet și cu energia electrică și întâmpină dificultăți în a-și face datoria. Confruntat cu acestea, cum se bazează pe Dumnezeu pentru a le face față? După ce trece prin aceste situații, ce beneficii obține? La sfârșitul lui 2019, o rudă mi-a împărtășit Evanghelia lui Dumnezeu. Am văzut că aveau autoritate și erau adevărate cuvintele lui. Am auzit glasul lui Dumnezeu și am acceptat bucuros noua sa lucrare. Citeam zilnic cuvântul lui și nu voiam să ratez nicio adunare. Uneori erau probleme cu internetul sau curentul, acolo unde mă aflam, și nu puteam participa la adunările online. Eram foarte mâhnit. Dar citeam detaliile adunării după aceea și trimiteam grupului ce am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, intram în comuniune cu ei și îmi făceam datoria cât mai bine. Slavă lui Dumnezeu! Apoi am fost ales conducător de biserică. La început am răspuns de lucrarea bisericii cu alți doi conducători, așa că nu mi s-a părut dificil sau stresant. Am fost ales să supraveghez lucrarea mai multor biserici. La început n-am vrut să fac asta. Dar îndeplinirea acestei datorii îți permitea să practici mai mult. De ce n-ai vrut să o îndeplinești? Pentru că simțeam că nu mai practicasem ca lider de mult timp și că aveam mai multe neajunsuri și lucruri neînțelese, așa că mă îngrijoram că nu mă voi descurca. Dar am citit cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu atotputernic spune: Noe auzise doar câteva mesaje, iar pe vremea aceea, Dumnezeu nu exprimase multe cuvinte, așa că nu e niciun dubiu că Noe nu a înțeles foarte multe adevăruri. Nu a înțeles știința sau cunoștințele moderne. A fost un om extrem de obișnuit, un membru nesemnificativ al rasei umane. Totuși, într-o privință, a fost diferit de oricine altcineva. A știut să asculte cuvintele lui Dumnezeu, a știut cum să urmeze cuvintele lui Dumnezeu și să li se supună, a știut care era locul omului și a fost capabil să creadă și să asculte cu adevărat cuvintele lui Dumnezeu, nimic mai mult. Aceste câteva învățături simple au fost suficiente pentru a-i permite lui Noe să îndeplinească tot ce Dumnezeu îi încredințase și a stăruit în asta nu doar câteva luni, nici câțiva ani, nici câteva decenii, ci mai mult de un secol. Nu este un număr incredibil? Cine ar fi putut face asta în afară de Noe? Nimeni. Și de ce nu? Unii oameni spun că este din cauza neînțelegerii adevărului. Dar asta nu este în conformitate cu realitatea. Câte adevăruri a înțeles Noe? De ce a fost Noe capabil de toate aceste lucruri? Credincioșii de astăzi au citit multe dintre cuvintele lui Dumnezeu, înțeleg într-o oarecare măsură adevărul. Prin urmare, cum se face că nu sunt capabili de acest lucru? Alții spun că este din cauza firilor corupte ale oamenilor. Dar nu avea și Noe o fire coruptă? De ce a fost Noe capabil să realizeze asta, iar oamenii din ziua de azi nu sunt? Pentru că oamenii din ziua de azi nu cred cuvintele lui Dumnezeu, nici nu le tratează și nici nu le respectă ca fiind adevărul. Și de ce nu sunt capabili să trateze cuvintele lui Dumnezeu drept adevărul? De ce sunt ei incapabili să respecte cuvintele lui Dumnezeu? Nu au frică de Dumnezeu. Așadar, când oamenii nu înțeleg adevărul și nu au auzit multe adevăruri, cum apare frica de Dumnezeu? În umanitatea oamenilor,
trebuie să existe două dintre cele mai prețioase lucruri. Primul este conștiința, iar al doilea, un simț al umanității normale. Deținerea conștiinței și simțului umanității normale este standardul minim pentru a fi om. Este standardul minim, cel mai de bază pentru evaluarea unui om. Dar asta le lipsește oamenilor din ziua de azi și, astfel, oricât de multe adevăruri aud și înțeleg, frica de Dumnezeu îi depășește. Așadar, care este diferența din esența oamenilor de azi dacă îi comparăm cu Noe? Ei nu au umanitate. Și care este esența acestei lipse a umanității? Fiare și demoni. Fiare și demoni nu sună prea bine, dar este în conformitate cu faptele. Un mod mai politicos de a o spune ar fi că nu au umanitate deloc. Oamenii fără umanitate și rațiune nu sunt oameni, sunt mai prejos și decât bestiile. Faptul că Noe a fost capabil să ducă la bun sfârșit însărcinarea dată de Dumnezeu a fost pentru că, atunci când Noe a auzit cuvintele lui Dumnezeu, a putut să le memoreze. Pentru el, însărcinarea dată de Dumnezeu a fost un angajament pe viață. Credința lui a fost neclintită, voința lui a fost neschimbată vreme de 100 de ani. Pentru că avea o inimă care se temea de Dumnezeu, era o persoană reală și avea rațiunea supremă că Dumnezeu i-a încredințat să construiască arca. Oamenii cu la fel de multă rațiune ca Noe sunt foarte rari. Ar fi foarte greu de găsit altul. Amin. Atitudinea lui Noe față de însărcinarea dată chiar e un exemplu de urmat. Așa e. Noe nu avusese profunzime și nu înțelegea multe adevăruri, dar avea o inimă care se temea și asculta de Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus să construiască o arcă, pentru că va nimici omenirea cu un potop, Noe a acceptat fără ezitare. Noe știa că însărcinarea de la Dumnezeu nu era ușoară, deoarece construirea arcei însemna să taie copaci și să facă măsurători precise. Dar chiar dacă proiectul era dificil, Noe nu a dat înapoi, fiind însărcinarea lui Dumnezeu pentru el. Da. Așa e. Din moment ce Dumnezeu îi dăduse această sarcină, el urma să-l îndrume și ajute, iar Noe s-a bazat pe credință și pe Dumnezeu pentru a reuși. Așa e. Reflectând la cuvintele lui Dumnezeu, am văzut că n-aveam rațiunea lui Noe. Când liderul mi-a încredințat lucrarea bisericilor, n-am avut credință și m-am bazat doar pe abilitățile mele. Am simțit că aptitudinile mele erau limitate, că nu practicasem mult ca lider și că aveam neajunsuri. Îmi făceam griji că nu mă voi descurca și nu voiam să accept. Nu aveam credința lui Noe în Dumnezeu și nici o inimă care să se teamă și să asculte de Dumnezeu, cu atât mai puțin rațiunea lui Noe. Realizând asta, nu mi-am mai făcut griji și am fost dispus să accept datoria exact ca Noe. Amin. Totuși, odată ce am început lucrarea, am întâmpinat o nouă problemă. Am descoperit că aveam mult de lucru. De exemplu, a trebuit să fac față stărilor celorlalți din biserică, să-i sprijin pe cei ce nu se întruneau regulat, să aflu dificultățile oamenilor și să am părtășie pentru a le rezolva și să-i ajut să învețe cum să-și facă îndatoririle. Erau responsabilități de asumat. Așa e. Confruntat cu aceste probleme, nu știam de unde să încep, cum să fac bine această treabă și eram extrem de stresat. Aceste dificultăți m-au făcut să devin pesimist. Și îmi doream să-i spun liderului că nu mă simțeam potrivit pentru datorie, fiindcă neavând experiență, îmi era foarte greu să o fac. Liderul a aflat despre starea mea și mi-a trimis cuvântul lui Dumnezeu. Am citit acest pasaj. Dumnezeu atotputernic spune: în trecut,
când Dumnezeu l-a trimis pe Moise să-i conducă pe israeliți afară din Egipt? Care a fost reacția lui Moise la faptul că Dumnezeu i-a dat o astfel de misiune? El a spus că nu era elocvent, ci lent în vorbire și limbaj. Avea acea ușoară îndoială că nu era elocvent, ci lent în vorbire și limbaj. Dar s-a împotrivit el însărcinării date de Dumnezeu? Cum a tratat-o? A căzut la pământ. Ce înseamnă să cazi la pământ? Înseamnă a te supune și a accepta. El s-a prosternat în întregime în fața lui Dumnezeu, fără a ține seama de preferințele personale și, orice dificultăți a avut, nu le-a menționat. Orice ar vrea Dumnezeu ca el să facă, ar face-o imediat. De ce a fost capabil să accepte însărcinarea lui Dumnezeu chiar și atunci când a simțit că nu putea face nimic? Pentru că avea credință adevărată în el. Moise avusese o anumită experiență cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor și chestiunilor și, în cei 40 de ani de experiență, ajunsese să știe că suveranitatea lui Dumnezeu este atotputernică. Așadar, el a acceptat însărcinarea dată de Dumnezeu cu vioiciune și s-a pornit să facă ceea ce Dumnezeu i-a încredințat, fără a mai vorbi despre asta. Ce înseamnă că s-a pornit? Înseamnă că el a crezut cu adevărat în Dumnezeu, s-a bazat cu adevărat pe el și s-a supus cu adevărat lui. Nu era laș și nu a făcut o alegere proprie și nici nu a încercat să refuze. În schimb, a avut încredere totală și s-a pornit să acționeze cu însărcinarea dată de Dumnezeu asupra lui, plin de credință. Credința lui era: dacă Dumnezeu a poruncit aceasta, atunci totul se va face așa cum spune Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus să-i scot pe izraeliți din Egipt, așa că voi pleca. Întrucât aceasta este ceea ce Dumnezeu a poruncit, el va merge să lucreze și îmi va da putere. Trebuie doar să cooperez. Aceasta este percepția pe care o avea Moise. Circumstanțele de atunci nu erau favorabile pentru israeliți sau pentru Moise. Scoaterea israeliților din Egipt era, așa cum o vedea omul, o sarcină pur și simplu imposibilă, deoarece Egiptul era blocat de Marea Roșie, iar traversarea aceasta era încă o altă provocare. Se poate oare ca Moise chiar să nu fi știut cât de greu ar fi să îndeplinească această însărcinare? În inima lui știa și totuși spunea doar că era lent în vorbire și limbaj, că nimeni nu avea să ia în seamă cuvintele. El nu a respins în inimă însărcinarea dată de Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus lui Moise să-i conducă pe israeliți afară din Egipt, el a căzut la pământ și a acceptat. De ce nu a menționat el dificultățile? Oare pentru că, după 40 de ani petrecuți în pustietate, nu cunoștea pericolele lumii oamenilor sau cât de departe au mers lucrurile în Egipt sau situația actuală a israeliților? Nu putea să vadă clar aceste lucruri? Asta se întâmpla? Cu siguranță nu. Moise era inteligent și înțelept. El știa toate acele lucruri, le-a văzut, suferit și experimentat în lumea oamenilor și nu le va uita niciodată. El știa prea bine acele lucruri. Prin urmare, știa cât de dificilă era însărcinarea pe care i-o dăduse Dumnezeu? Da. Dacă știa,
cum a putut să accepte acea însărcinare? Avea credință. Cu experiența sa de viață, el a crezut în omnipotența lui Dumnezeu, așa că a acceptat această însărcinare de la Dumnezeu cu inima plină de credință și fără nici cea mai mică urmă de îndoială. Spune-mi, în cei 40 de ani petrecuți în pustietate, a putut Moise să experimenteze faptul că, în Dumnezeu, nimic nu este dificil, că omul este în mâna lui Dumnezeu? Foarte mult! Aceasta a fost cea mai adevărată experiență a lui. În cei 40 de ani petrecuți în pustietate, au fost atât de multe lucruri care l-au pus în pericol de moarte și nu știa dacă avea să supraviețuiască acestora. În fiecare zi, avea să se lupte pentru viața lui și să se roage lui Dumnezeu pentru protecție. Aceasta a fost singura lui dorință. În cei 40 de ani, ceea ce a experimentat cel mai profund au fost suveranitatea și protecția lui Dumnezeu. Atunci, mai târziu, când a acceptat însărcinarea lui Dumnezeu, primul său sentiment trebuie să fi fost: nimic nu este dificil în ceea ce-l privește pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune că se poate, atunci cu siguranță se poate. Din moment ce Dumnezeu mi-a dat o astfel de însărcinare, El sigur va avea grijă de aceasta. El este Cel care o va face, nu orice om. Înainte de a lua măsuri, omul trebuie să planifice și să facă pregătiri din timp. Trebuie să se ocupe mai întâi de preliminarii. Trebuie să facă Dumnezeu aceste lucruri înainte de a acționa? Nu are nevoie. Fiecare ființă creată, oricât de influentă, oricât de capabilă sau puternică, oricât de frenetică, este în mâna lui Dumnezeu. Moise avea credință, cunoaștere și experiență în acest sens, așa că în inima lui nu era nicio fărâmă de îndoială sau teamă. Ca atare, credința lui în Dumnezeu era deosebit de adevărată și pură. Se poate spune că era plin de credință. Amin. 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 Citind cuvântul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că eram un laș care nu se încredea și n-avea credință în Dumnezeu. Dumnezeu i-a cerut lui Moise să-i scoată pe izraeliți din Egipt, ca să nu mai fie înrobiți. Moise nu putea lupta contra faraonului și a fost greu să îndeplinească asta. Dar Moise a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și a crezut că el își va scoate personal poporul din Egipt. Da, credința lui Moise a fost adevărată. Așa e. Da. Reflectând din nou asupra mea, am văzut că nu puteam face multă lucrare, așa că am vrut să renunț. Pentru că mă simțeam foarte solicitat. Simțeam datoria ca pe o povară de neîndeplinit. Nu mă încredeam în Dumnezeu și n-aveam credință în El. Credeam doar în capacitățile mele limitate. Credeam că a putea să-mi fac bine treaba ținea de calibrul și experiența mea. Nu credeam că Dumnezeu face totul, iar noi doar cooperăm. Fusesem cu adevărat arogant. Am reușit să îndeplinesc acea datorie cu îngăduința lui Dumnezeu. Totul e guvernat și rânduit de El. A trebuit să am credință pentru a coopera. Din acel moment, nu mai puteam să resping această datorie. Atâta timp cât mă bazam pe Dumnezeu și eram devotat, El mă va îndruma și ajuta, îngăduindu-mi să descoper adevărul, să înțeleg diferitele principii. Slavă lui Dumnezeu! Așa e. Cuvântul lui Dumnezeu spune: de fapt, oamenii pot să împlinească tot ce le cere Dumnezeu. El nu cere imposibilul. Dumnezeu caută să rezolve problemele oamenilor. Înțelegeți asta, nu-L înțelegeți greșit pe Dumnezeu. Amin. 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 Dumnezeu nu ne împovărează. Atâta timp cât ne rugăm, ne bizuim pe El și avem credință, dificultățile vor fi rezolvate. Așa e. Datoria mi-a arătat că îmi lipsea credința și mi-a compensat neajunsurile. Și trecând prin mai multe situații, am înțeles adevărul. Slavă lui Dumnezeu! În Venezuela sunt probleme cu apa, electricitatea, internetul și economia. Și uneori
suntem nevoiți să muncim mai mult ca să ne întreținem familiile. Eu și tata ieșeam la pescuit în fiecare dimineață și nu ne întorceam decât după amiaza. Eram foarte obosit, plutind pe mare toată ziua. Dar când mă întorceam acasă, nu voiam să mă odihnesc, fiind încă multe lucruri pe care nu le făceam în datorie. Și trebuia să studiez mai mult, ca să-mi compensez neajunsurile, pentru a-mi face bine datoria. Dacă nu-mi îndeplineam bine datoria, îl dezamăgeam pe Dumnezeu. M-am gândit la sfinții din epoca Harului. Ei l-au urmat pe Domnul Iisus, au răspândit Evanghelia și au făcut datoria și au suferit. Cum s-ar putea compara cu asta suferința mea? De aceea, primul lucru pe care îl făceam când ajungeam acasă era să-mi iau telefonul și să văd ce lucrări și sarcini existau. De asemenea, trimiteam mesaje celorlalți să-i întreb dacă au dificultăți. Dacă era cineva care nu știa cum să-și facă datoria, îi spuneam ce-am învățat în timp ce îmi făceam datoria. Slavă lui Dumnezeu! E minunat! Făcându-mi datoria, am început să învăț să mă bizui pe Dumnezeu. Iar când ceilalți aveau greutăți, mă rugam lui Dumnezeu să mă îndrume, să găsesc cuvintele Lui care să-i ajute. Le împărtășeam cuvântul Lui și aveam părtășie cu ei, iar stările li se schimbau puțin. În timp ce îi ajutam pe frați și surori, am obținut și eu unele beneficii și am văzut adevărul mai clar decât înainte. E minunat! Trecând prin asta, am văzut că, indiferent de dificultate, Dumnezeu ne va îndruma mereu. Deși au existat dificultăți în fiecare zi, nu mai eram la fel de slab ca la început. Slavă lui Dumnezeu! Dar în scurt timp, m-am lovit de o altă problemă. Ce s-a întâmplat? Din cauza internetului slab, nu puteam să particip la adunări mereu sau să comunic cu ceilalți. Și nici nu puteam să-mi fac datoria. Știam că această problemă nu mai depindea de mine. Așa că m-am rugat mult lui Dumnezeu, cerându-i să mă îndrume în situația asta. După ce m-am rugat, m-am liniștit treptat. Apoi am citit cuvântul lui Dumnezeu. Când te afli în cel mai de jos punct și abia îl simți pe Dumnezeu, când ești cel mai îndurerat și te simți cel mai izolat, când simți că ești departe de Dumnezeu, care este singurul lucru pe care ar trebui să îl faci? Să-l chem pe Dumnezeu. Când îl chem pe Dumnezeu, devii puternic. Atunci când îl chem pe Dumnezeu, poți să simți că El există. Când îl chem pe Dumnezeu, poți să simți domnia Lui. Când îl chem pe Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu și îți pui viața în mâinile Lui, îl poți simți alături de tine. Simți că nu te-a abandonat. Când simți că El nu te-a abandonat, când poți să simți cu adevărat că Dumnezeu este alături de tine, cum este credința ta? Poate fi ștearsă de trecerea timpului? Nu poate. Amin. 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 Cuvântul lui Dumnezeu e minunat. În greutăți, cea mai bună cale e să-L chemăm pe Dumnezeu. Da, așa e. Când aveți greutăți, chemați-L pe Dumnezeu cu inima și veți avea credință și putere. Avem capacități limitate, așa că nu putem vedea dincolo de câmpul nostru vizual. Așa că ne temem de greutățile din fața noastră. Dumnezeu domnește peste toate. Dacă ne bazăm pe Dumnezeu, El ne va ajuta să ne facem datoria. Cuvântul lui Dumnezeu mi-a dat putere. Nu se putea să nu reușesc să-mi fac datoria din cauza dificultăților. Așa că a trebuit să mă rog și să mă bizui pe Dumnezeu și să muncesc mai mult la datoria mea. Slavă lui Dumnezeu! Am ieșit pe stradă în căutarea unei conexiuni mai bune la internet, ca să pot participa la adunări. Când găzduiam o adunare, ieșeam în stradă pe la ora 8 seara și mă întorceam acasă abia la 11 când totul se încheia. Eram foarte speriat pe drumul de întoarcere acasă, pentru că locuiam într-o zonă periculoasă din Margarita și mi-era teamă că cineva îmi va fura telefonul, nemaiputând să particip la adunări. Deseori mă rugam lui Dumnezeu, cerându-i să-mi dea puterea de a persevera în mijlocul dificultăților. Am primit un mesaj de la un frate. El aflase despre situația mea și preluase inițiativa. Frate, știu că treci printr-o perioadă dificilă și că ieși pe străzi noaptea pentru a-ți face datoria. E extrem de periculos. Eu am o bicicletă
și ți-o pot împrumuta atunci când ai nevoie. Te va ajuta să te deplasezi mai ușor. Slavă Domnului! Învățase multe prin aceste dificultăți și să mă bizui pe Dumnezeu. Realizasem că Dumnezeu e suveran peste toate și că El rânduiește medii pentru toți. În timpul experienței mele, văzusem de fapt acțiunile lui Dumnezeu și mi s-a întărit credința. Când alții au întâmpinat dificultăți ca ale mele, le-am împărtășit cuvântul lui Dumnezeu și am avut părtășie ca să-i ajut și să le întăresc credința. Slavă lui Dumnezeu! Îmi face bine să aud experiența ta. Obișnuiam să mă tem că voi întâlni dificultăți în datoria mea, dar acum înțeleg că Dumnezeu se folosește de aceste dificultăți pentru a-mi desăvârși credința. Slavă lui Dumnezeu! Da! Zilnic, după pescuit, stăteam acasă și citeam cuvântul lui. Și când era timpul pentru adunări, mergeam cu bicicleta pe străzi pentru a găsi internet. De fiecare dată mă rugam lui Dumnezeu să mă îndrume să îmi fac mai bine datoria. Nu mai eram preocupat de situația mea. Voiam doar să-mi fac bine datoria respectând voia lui Dumnezeu. Dacă trebuia să mă confrunt cu mai multe dificultăți, eram dispus să mă supun rânduielilor lui, să accept mediul rânduit pentru mine și să încerc să-L mulțumesc. Slavă lui Dumnezeu! După un timp, ceilalți m-au ajutat să găsesc o casă potrivită, care avea internet stabil. I-am mulțumit lui Dumnezeu, pentru că aici îmi puteam face mai bine datoria. Și sub îndrumarea lui am progresat mult. Slavă lui Dumnezeu! Acum câteva zile, liderul mi-a spus din nou că voi fi responsabil pentru și mai multă lucrare. Că povara mea va fi și mai mare și că va trebui să mă ocup și de mai mulți frați și surori. Dar acum nu mai am nicio grijă. Atâta timp cât am încredere în Dumnezeu, El mă va ajuta să-mi fac bine datoria. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu atotputernic spune: când ești mai atent la voia lui Dumnezeu, povara ta e mai mare, dar și experiența mai bogată. Atunci când ești atent la voia lui Dumnezeu, El îți va da o povară și apoi te va lumina asupra sarcinilor pe care ți le-a încredințat. După ce Dumnezeu ți-a dat această povară, te vei axa pe adevăruri aferente când citești cuvintele lui Dumnezeu. Dacă ai o povară legată de viața celorlalți, ea ți-a fost încredințată de Dumnezeu și o vei purta mereu în rugăciunile tale. Ce face Dumnezeu ți-a fost încredințat și ești dispus să faci ce vrea El? Asta înseamnă să-ți asumi povara ca și cum ar fi a ta. Încercările de la Dumnezeu sunt poveri pe care El le dă oamenilor. Orice povară îți dă Dumnezeu, trebuie să ți-o asumi, căci Dumnezeu știe că vei fi capabil să o duci. Povara dată ție de Dumnezeu nu-ți va depăși statura sau limitele rezistenței. Nu e nicio îndoială că o vei putea duce. Indiferent ce tip de povară, ce fel de încercare îți dă Dumnezeu, adu-ți aminte un lucru. Dacă înțelegi voia lui Dumnezeu și Duhul te luminează după rugăciune, dacă această încercare înseamnă că Dumnezeu te disciplinează sau te avertizează, nu contează dacă tu nu înțelegi. Nu întârzia să-ți îndeplinești datoria cu fidelitate. Atunci Dumnezeu va fi satisfăcut și tu vei rămâne neclintit. Amin. 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 Slavă lui Dumnezeu! Citind cuvântul lui Dumnezeu, înțeleg că El nu ne va da poveri pe care nu le putem duce, căci ne cunoaște statura și ce putem face. Cu cât suntem mai dispuși să-i ascultăm voia și cu cât ne e mai mare povara, cu atât avem experiențe mai bogate și îl înțelegem mai profund. Trebuie să mă rog lui Dumnezeu să accept această povară cu sinceritate și cu supunere, pentru a putea căuta adevărul în dificultăți și voia sa din spatele lucrurilor. Pentru că inima mea e amorțită, iar noțiunile mele sunt multe și știu că statura mea e imatură și că îmi lipsește credința. Slavă lui Dumnezeu! Trecând prin aceste dificultăți, acum înțeleg că în clipele de restriște mă pot cunoaște mai bine pe mine și că pot avea mai multă credință în El. Slavă lui Dumnezeu! Când abia am început această datorie, rare ori mă rugam lui Dumnezeu și nu căutam îndrumarea Lui.
mă bazam în totalitate pe talentele mele, pentru a-mi face datoria. După ce am citit cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles voia, am crezut și am muncit mult în datoria mea. Mă rugam adesea și căutam comuniunea cu liderii, conștient de principiile relevante pentru datorie și de unele metode prin care să fac lucrarea bisericii. Slavă lui Dumnezeu! Trecând prin aceste lucruri, nu mă mai aflu într-o stare negativă. Când mi se întâmplă lucruri, învăț să caut adevărul, să fac datoria cu sârguință. Iar când întâmpin dificultăți, mă rog lui Dumnezeu. Și El mă ajută să trec prin toate aceste medii și greutăți. Nici problemele nu mai sunt atât de mari. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Experimentăm dificultăți, ceea ce e benefic pentru intrarea noastră în viață. Așa e. Dacă n-aș fi trecut prin aceste dificultăți, n-aș fi fost luminat de Dumnezeu. N-aș fi avut adevărata cunoaștere sau credință, cu atât mai puțin o experiență adevărată. În acest caz, n-aș fi putut să-mi fac datoria corect. Acum înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Când ești mai atent la voia lui Dumnezeu, povara ta e mai mare, dar și experiența mai bogată. Amin. Vreau să port mai multe poveri pentru a-i răsplăti dragostea. Slavă lui Dumnezeu! În prezent, Venezuela are multe dificultăți cu economia, serviciile publice și internetul. Deși uneori mă simt stresat, am învățat să mă bizui pe Dumnezeu și să am credință în El. Dacă n-aș fi trecut prin asta, n-aș fi înțeles cât de important e să-mi fac datoria sau cum să-L caut pe Dumnezeu când am dificultăți. Slavă Lui că mi-a permis să obțin aceste beneficii și cunoștințe. Slavă Lui Dumnezeu! Slavă ție, Dumnezeule!